Saloane de masaj, paravan pentru prostituție. Polițiștii din Argeș au făcut 6 percheziții și au dus 19 oameni la audieri într-un dosar de proxenetism. 3 patroni de saloane de masaj din Argeș sunt vizați de ancheta polițiștilor. Angajatele lor întrețineau relații sexuale cu clienții atât în saloane cât și în 4 apartamente și hoteluri din Pitești. În calitate de administrator ai unei societăți comerciale care avea ca profil de activitate saloane de masaj erotic, ar fi determinat și înlesnit practicarea prostituției de către angajatele salonului. Dintre cele 19 persoane care au fost duse la audieri, se numără și 10 tinere. Din 2015 și până acum, patronii fetelor au câștigat 300.000 de lei din proxenetism. Dosarul este instrumentat de polițiștii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Pitești, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.